Ce fa băieți și bine ați venit la un nou episod cu Football Quiz pe canal. Îl avem invitat alături de noi din nou pe X-Breaker. Te salut, bro, ce te faci? Te salut, bine, bine, tu ce faci? Bro, uite, pregătit aici să-mi iau o mică revanșă față de tine. Te-am văzut că ai fost campion atunci pe ăla cu logo-urile. Ai dat bine, doar bine acolo de tot și acum... las că e bine și acolo. Și acum avem un challenge foarte interesant. Cine este capitanul echipei de club? O să fie foarte, foarte interesant. O să fie și echipe mari unde cred că e mai ușor, echipe mici unde e un pic mai dificil. Băieți, înainte de a dăm una distracție, nu uitați să apăsați butonul de like și link în descriere către canalul lui X-Breaker, unde înregistrăm și acolo ceva foarte, foarte frumos. În momentul în care ajungem la peste 2000 de like-uri la acest clip, pum, mai vine încă un football quiz. Ești gata, bro? Gata, ready. Ready, îi dau, eu nu m-am uitat la el, e legea asta. Corect, da. Așa, i-am dat. Hai să vedem, tată, prima întrebare. Hai să răspundeți și voi odată cu noi, băieți. Corect. Odată cu noi, te pun pauză frumos la prima. O luăm așa frumos. Care e capitanul de la Borussia Dortmund? Meunier, Akanji sau Marco Reus? O să arătăm la cameră. Un deget înseamnă A, două degete înseamnă B, trei degete înseamnă C. Oviță zice... Eu zic A. Și eu tot așa, aveam arătat deja. Am mers pe Marco Reus. Hai să vedem, tată, dacă avem dreptate sau și nu. Și să vedem ce atunci ce zice. Nici nu mai pun pauză. Bine. Îl las așa, tată, îl las așa. Marco Reus, egalitate. Să ținem minte. Hai. Următoarea. Cristian, aoleu. Cred că e treiu. Fii atent. Am zis și ție. Cred că în clipul ăsta așa e. Acum nu mai e Harry Maguire. Știu că nu mai e acum. Da, i-am arătat 2. Da, Uruzule Petrovic, aici este simplu. Da. L-ai pus? Gata, ce ai pus? L-am pus Coche. Coche și eu, fratel. Bun. Aia e. Dar acolo la asta cu Manchester, nu știu dacă mai e în realitate acum. Da, asta e, așa arată clipul, nu avem ce să facem. Am arătat. Da, și eu am arătat. Aici se egalează, cred. Eu am zis Bonucci. Am nimerit, o, tată, bă, hai că se poate. Suntem bine. Am pus. Și eu, dar cred că am greșit-o. Și eu la fel. Am pus Busquets eu. Și eu tot Busquets. N-am greșit-o, mă, bun, mă. Hai că suntem bine. Aici eu zic că revin aici. Eu zic că vedem. Cred că-ți revii aici. Ai nimerit? Nu. Nici eu am pus Zlatan eu. Eu am pus Hernandez. Luca Garimto, wow, am pus Luca Modric. Eu am pus Karim, dar nu cred. Bine, mă! Egalitate, mă, a venit golarul apoi peste mine, mă. George Aspi și mei să mă... Aici eu așa zic, eu zic că n-are cum altceva. Eu am pus 2. Eu 1. Cred că am greșit. Este, mă, o viță campion, hai. Cum mă, nu să-mi fie Jorginho, a fost top, adică pe bune. Samir, Skriniar. Ia. E grea asta e grea. Am pus. Eu am mers la Handanovic. Și eu tot la fel. Deci sunt împăcat că oricum am una în față. Orice dădeam la asta, dacă răspundeai cu mine, era bine. Hai, am răspuns, tată. Și eu. Ce ai zis? Eu am zis 3. Ceu, da. Dar gândim la fel aproape. Nu cred! La fel de prost! Unde nu e ce zone. La fel de prost! Odegaard. Aici e simplu, cred. E foarte, e cea mai simplă până acum. Crezi? Da. Eu am pus ceu. Și eu tot ceu, deși cred că e 2. Cred că e cea mai simplă. Bergwijn e venit nou la asta și Anthony era pe picior de plecare. Bun, suntem acolo, tot una. Aici? Eu... Hai să nu greșești, Oviță. Eu am mers pe fundaș. Și eu tot la fel, pe Marquinhos. Da. Sunt curios și chat-ul cum e acolo. În comentarii. Da. Simplu aici. Hai, băieți, și voi în comentarii odată cu noi răspundeți. Ia să vedem acum la Liverpool cine e capitan. Doamne, eu arătam 2-1, tată. 1-1. Nu cred. Doamne, tată. Nu cred. E Henderson de eternitate. 2-0 pentru Oviță. Băi, și eu arătam. Eu am stat cu 2-1, dar nu știu de ce m-am schimbat. Aici? Hai să vedem. Aici poate mai reduci. Am pus Navas. 1-1, da. Dar nu știu. Vezi că la mine o să fie ciudat aici. Am pus 1-2, nu știu. Bine, am pus... te cred, am 2 în continuare doar. Te cred pe cuvânt. Am pus 1 și 2, aici... nu știu, chestie de asta, nu știu ce. Și aici am pus ce pui la asta? Hai să te văd, tată. Mergem pe primul. 1 și eu la fel, da. Lorenzo Pellegrini. Ai 2-0 în continuare, da? Da, asta e aici. Dani, asta e... Huuu, cât de grea e. Merg la siguranță, am mers la siguranță eu. Ai riscat pe Parejo? Nu, pe Albiol.
Și tot pe Albiol, 3, da. Parejo a fost căptan, dar la Valencia a venit, era greu. Harry, asta este simplă, tată, ce facem? Nu știu dacă e simplă, asta e puțin. Eu așa merg aici. Harry Kane a mers aici. Eu merg pe Hugo. Ia! Oh, 2-1! Nu e simplă o viță! Hai, ia fii atent că se apropie gola. Mamă, mamă! Am pus. Și eu, merg pe 2. 2. Doi și eu. Da, am că, mamă, acolo, ce, close. Ce e aici? Otamendi, Nerezo, Mario, aoleu. Oh. Am mers. Stai că eu n-am pus încă. Eu am pus, gata. M-am schimbat, sper să nu unu. Fi greșit. Aaaa, greșit, ce am pus 1 și după aia m-am schimbat pe 3. Aaaa, ești, mă! 2 în continuare pentru o viță avans. Aha, am pus. Am mers pe Lime Cooper eu. Eu pe B am mers. Aaaa. 3 avans, aici s-a jucat, tati. Da. Bă, am mers pe Manu Neuer aici. Tot pe Neuer, da. Îmi permis să greșesc aici? Nu, no, nu aerie. Păi n-are cine. Müller nu joacă meci de meci. Și ce avem aici? E? Bă, Trinsao nu e niciodată. Beu, zic eu. Și eu tot beu am pus. Cred că Sebastian Coates. Să fie Paulo. Nu, no, nu, no, nu. No, no, no. E old school Coates. E da. Acolo. E. Băga bine de tot. Deși îți dă impresia să fie ăla, eu zic că nu. Eu merg. Eu am pus Silva. Eu am mers pe Yaramendi. A mers. Ah, bravo, 3-1. Silva, ia, venit de close, curând acolo. Close, mai e un pic acolo, close. Aoleu. Vai de mine, asta m-am avut de ales între două, nu știu. Eu merg pe A. A. Și tot pe A a mers. Mamă, ce bine. Bun. Oh. Suntem acolo. Patrick, ce e asta aici? Da. Am pus. Eu merg pe portar. Și tot pe portar am mers. Nu, mă, scuze. Am arătat, nu cred, lasă, i-am greșeală, am arătat unul la cameră. A, da? Da, am din greșeală, dar i-am greșeală, asta e 3-2. Puh, ce prost sunt. Merg tot așa, deși sper să nu greșesc, sunt între două variante. Bine, mă, am mers pe 3. Și eu tot 3 am pus de data asta. Mamă, mi-am păstrat la una. Aici se joacă, ia, uite ce-mi fac ăștia. Ha, mă, că merg așa, deși sper să nu mă fii sucit aiurea. Oh, i-am mers pe 1. Ce-ai pus? 1. Și tot pe 1. Este, mă. Bă, dar am văzut meciul ăsta. Stai, suntem la una diferență. Dar nu știu. Merg așa. Și eu am pus greșit. Nu! Eu am pus pe Zelinski. Și eu tot greșit. Și eu tot pe Zelinski. Mamă, câte șanse ai avut. Bun. Aici merge așa. La ultima fază. M-am sucit. Bun. Eu am pus bine. Nu, n-am pus, mai egal la ultima, nu cred. Acum se decide totul. Nu cred, nu știu ce să aleg aici. Merg și eu așa, pe uite, B. Pe Nieder. Și eu la fel. Pe B și eu, da. Mamă, ce revenire la domiță. Wow. Ai, una e și vai de mine, e gros. Eu zic că răspund bine aici. Sper. L-ai pus pe Muniain? Da. Nu pot să cred. M-a bătut la ultima întrebare. Nu cred. Ba nu, mai e una. Da, n-am nimerit. Eu merg am pus tot unu. Pe prima variantă, da. Și tot unul, da, ah. Băi, eu cred că e egal. Opa, da, nu, ai una în față. Păi asta nu o să mi-l arate, trebuie să răspundă în comentarii. Bun, eu merg nu cred că l mai arată pe ăsta. Am mers pe unul eu acolo. Și eu tot pe unul am mers. Eu zic că e egal. Am mers pe unul, eu tata. Zic că între noi e egal, eu nu cred, tu zici că am câștigat, dar nu cred. Aveai, da, pentru că eu în capul meu am avut Hradecki sau cine am avut portar. Da. Să aleg acolo, dar am arătat la cameră 1. Oricum, eu așa cred. Chiar dacă l-am avut în cameră. Nu, cred că ai una în față, tata, ai una în față acolo. Lăsați și voi un comentariu cât credeți că s-a terminat asta. Ne-am încucat un pic, dar eu cred că Domiț are una în față după calculele mele. Și bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne mutăm pe canalul lui X-Breaker, unde facem și acolo un challenge foarte fain. Vă pupăm pe toți, zi faină să aveți. Pa, pa! Vă pup, pa!